Surpriză pentru Dorin Damir, președintele Federației Moldovenești de K1 Amator. El a împlinit 45 de ani, iar Clubul Lion din Chișinău a organizat un turneu dedicat acestuia. Șeful forului național a primit în dar o cupă simbolică și a fost felicitat de toți participanții concursului. Mi-au spus că organizează o competiție a Federației VACONUF. Le-am dat acord, am spus bine, organizați, dar da, sunt plăcut surprins, le mulțumesc tuturor. Dorin Damir nu numai președintele nostru este, este omul care ne motivează pe parcursul la toți anii ăștia. Singurii vedeți unde au ajuns K1, nu numai în Republica Moldova, dar ne cunosc pe întregi țările. În cadrul competiției s-au disputat 9 meciuri. Alături de luptătorii moldoveni, la turneu au evoluat și 2 sportivi din România. Ambii au suferit înfrângeri. A fost o luptă frumoasă. Estimez foarte mult oponentul care l-am avut. Am luptat și cu fratele lui. A fost o luptă frumoasă și am luat puțin experiență. Cât mai mulți turnee, cu atât mai bine. Un turneu bun, luptători puternici și concurență mare. Învingătorii au fost premiați cu diplome și cupe.